Joi 12 mai, la sala de ședințe a primăriei municipiului Roman, a avut loc ședința de alegere a președintelui, secretarului și structura comisiilor Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Roman. În cadrul întâlnirii programate la momentul înființării Consiliului, s-au desemnat președintele, secretarul, structura comisiilor de lucru, președintele și secretarul fiecarei comisii de lucru. La eveniment a participat primarul Laurențiu Leureanu, alături de consilieri educativi din fiecare unitate de învățământ și cei 55 de membri ai plenului. În urma scrutinului organizat, cele mai multe voturi au fost obținute de Mihai Alexandru Bandur, elev în clasa 11 la Colegiul Național Roman Vodă, acesta fiind declarat președinte al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Roman. Funcția de secretar a fost obținută în urma votului de la Vinia Nour, membra asociației An Youth Association of Romania, Clubul Roman, elev în clasa 10 la Colegiul Național Roman Vodă. Au fost stabilite apoi cele 6 comisii de lucru ale Consiliului: Educație și Formare, Cultură, Muncă și Dezvoltare Profesională, Sănătate și Asistență Socială, Sport și Mediu, Participare și Activități de Voluntariat, președinții și secretarii fiecărei comisii de lucru. Miercuri 20 aprilie a avut loc lansarea oficială a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, for consultativ constituit pe lângă structurile de conducere ale municipiului Roman, primar și consiliul local. Practic, acest consiliu este organizat din structuri de conducere și decizie care funcționează exact ca Parlamentul și Guvernul României. Obiectivele Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Roman sunt formarea unui spațiu în care tinerii se pot exprima și dialoga între ei și cu administrația publică locală, cu factorii de decizie în problemele care îi interesează și responsabilizarea tinerilor în ceea ce privește identificarea și soluționarea propriilor probleme prin prezentarea factorilor de decizie, a recomandărilor cu privire la activitățile de tineret și problemele ce afectează. Prin acest consiliu se urmărește și elaborarea strategiei pentru tineret a municipiului Roman.